Bună seara, bine v-am regăsit. De această dată ne aflăm la Colegiul Tehnic Miron Costin din Roman, alături de doamna director Ana Maria Sălacă. Bună seara! Bună seara, bine ați venit la noi! Vă mulțumim că ne-ați primit în primul rând să discutăm despre cum a fost cele două luni, putem spune, de acum, de când ați preluat funcția de director, cum v-ați acomodat și ce se întâmplă astăzi în școală. Începem cu un scurt bilanț, dacă vreți, deși cred că un bilanț nu se face la o perioadă atât de scurtă. Faceți o excepție pentru noi în seara aceasta. Cred că un bilanț este binevenit oricând, pentru că trebuie să ne raportăm întotdeauna la ceea ce se întâmplă pentru a putea corija acolo unde se impune. E o întrebare frumoasă și ofertantă în același timp. Vă mulțumesc că au fost două luni foarte frumoase. Au fost două luni în care mi-am cunoscut mai bine colegii, mi-am cunoscut mai mulți dintre elevii care pășesc în această școală. Spuneam două luni frumoase și în același timp foarte încărcate, pentru că această unitate școlară își asumă această misiune nobilă de a forma caractere solide prin tot felul de activități. Încercăm să armonizăm, pe de o parte, relația dintre școală, familie, comunitate, pe de altă parte, educația formală cu cea non-formală, respectiv cu cea informală. Așadar, elevii atât din învățământul liceal, cât și elevii din învățământul profesional sunt angajați împreună cu cadrele didactice care îi monitorizează cu atenție într-o serie largă, variată de activități. Spre exemplu, în ultimele două săptămâni, să amintim câteva dintre ele, elevii au fost angajați, spuneam, într-o activitate care a marcat ziua Holocaustului în România, au participat la un simpozion într-un parteneriat cu seminarul teologic din Roman, dar au marcat și alte reușite, unele mai mici, altele mai mari. Spuneam că echipa de fotbal feminin a marcat o victorie în Liga a doua, au înregistrat și un eșec. Noi ne-am bucurat atât de succes cât și de eșec, pentru că învățăm din fiecare lecție de viață câte ceva. O altă bucurie mare pe care ne-au făcut-o elevii alături de cadre didactice a fost consemnată la Iași, acolo unde Palatul Culturii a inițiat un concurs internațional pe teme ecologice și două dintre elevele noastre de clasa a 12-a s-au întors cu premiul întâi, respectiv cu premiul al treilea. Asta înseamnă că proiectele au avut continuitate, au continuitate. O parte dintre ele, mă gândesc, nu sunt la prima ediție, ci elevii le cunosc. Sunt concursuri cu tradiție la care își doresc să participe. Cum îi vedeți acum, din prisma directorului, să spunem, din acest unghi, îi vedeți altfel? Îi văd la fel, relația a rămas aceea și eu continui să fiu profesor de limba și literatura română, intru în clasă, intru în mai multe clase decât de obicei, îi văd la fel de interesați, la fel de activi, iar acolo unde remarcăm noi să existe un interes scăzut, încercăm să-i activăm, să-i aducem foarte aproape, pentru că ne dorim să-i pregătim realmente pentru viață. Ne gândim nu doar să le transmitem un bagaj de cunoștințe, ne gândim să le dezvoltăm acele abilități care le vor asigura succesul în viață. Prin urmare, încercăm să-i atragem în tot felul de activități, cele care în general se desfășoară în școală și am tot vorbit despre cercurile școlare și despre reviste, acolo sunt elevii foarte implicați, dar încercăm să îi atragem și în activități noi. Da, sunt proiecte cu tradiție care se validează în fiecare an, sunt și proiecte noi. Spre exemplu, aș aminti aici un proiect național intitulat Olimpiadele Kaufland, proiect în care participă, la care s-au alăturat mai multe unități școlare, printre care și Colegiul Tehnic Miron Costin Roman, și aici elevii sunt foarte atrași de varietatea activităților. Unii sunt interesați să participe la activitățile de ecologizare, alții fac voluntariat la anumite instituții din oraș, unii dintre ei sunt creativi, participă la concursuri de cultură generală, unii dintre ei creează, să spunem, semne de carte, banere, tot felul de lucruri care până la urmă ne ajută și îi ajută. Încercăm să învățăm să ia decizii, să îi pregătim ca viitori factori decizionali competenți și întreprinzători. S-a schimbat ceva pentru dumneavoastră în ultima perioadă? Sau de la 1 septembrie și până astăzi? Nu sunt schimbări majore. Sunt mai multe preocupări, sunt mai multe griji, dar schimbările nu sunt majore. Și înainte ziua de lucru era lungă și acum este foarte lungă și înainte colaboram cu elevi nu doar din clasele la care eram profesor și acum colaborez și înainte colaboram cu toți colegii, așa cum se întâmplă în continuare. Pentru școală s-a schimbat ceva? Ați făcut schimbări?
Mi-ar plăcea să cred că s-a schimbat ceva. Ne propunem să optimizăm tot ceea ce ține de procesul instructiv educativ. Mi-ar plăcea să cred că s-a schimbat ceva în bine. Însă bilanțul rămâne să fie validat de către cadrele didactice, de către elevii care ne pășesc pragul și de către familiile acestora. Probabil că și comunitatea, printr-un fel sau altul, ne poate transmite un semnal în acest sens. Mi-ar plăcea să cred că s-a schimbat ceva. Dar dacă nu s-a întâmplat asta, să sperăm că ne va aduce timpul înțelepciunea de care este nevoie pentru ca lucrurile să fie măcar la fel de bune ca până acum. Cu siguranță ați avut totuși parte de un feedback până acum. Atât din partea colegilor, cât poate și din partea elevilor. E adevărat, dar lauda de sine nu miroase bine. Am primit păreri pozitive, au fost copii care au admirat ce am făcut până acum împreună cu ei. Nu sunt laude pe care să mi le pot asuma, nu sunt lucruri pe care să mi le pot asuma, pentru că eu nu fac singură nimic. Am aici o echipă minunată și când mă refer la echipă, în primul rând aș numi elevii, evident, sub, spuneam, atenta îndrumarea cadrelor didactice. Familiile elevilor ne sunt foarte aproape și trebuie să mărturisim că și celelalte instituții din oraș ne sprijină în tot ce facem. Și atunci, dacă am făcut lucruri bune până acum, dar e un dacă acolo, dacă am făcut lucruri bune până acum, am făcut pentru că avem o echipă grozavă. Apropo de echipă, sunt profesori noi din acest an școlar, au venit și alte cadre didactice? Este aceeași echipă de până acum. Noutatea o reprezintă un singur cadru didactic care s-a integrat foarte bine. Cu toții având o experiență, mă gândesc, în spate și experiența asta se cunoaște. Cum vedeți dumneavoastră importanța cadrului sau cum priviți importanța cadrului didactic, cel care stă în fața copiilor? Sigur că importanța cadrului didactic este foarte mare. Știm cu toții că până la urmă modelăm niște suflete și sădim acolo în mintea și în sufletul elevului tot felul de lucruri. Deci este foarte important ca cel care vine în față să fie receptiv, să fie deschis unui dialog fertil. Dacă cel din fața elevului este atent la nevoile acestuia, la nevoile reale de învățare și nu numai de învățare ale elevului, atunci cred că relația dintre profesor și elev este una fericită. Noi ne dorim să fie așa, încercăm să aflăm întotdeauna și opinia elevilor, să ținem cont de părerile lor, dar asta nu înseamnă că nu ținem cont și de părerile profesorilor. Spuneam că încercăm să armonizăm toate aceste elemente așa încât să avem o activitate frumoasă. Acea barieră profesor-elev începe ușor-ușor să dispară. În urmă cu câțiva ani era mai vizibilă, în opinia mea. Sigur, depinde ce înțelegem prin barieră. Până la urmă, dacă bariera se traduce prin respect, el există în continuare. Dacă bariera se traduce printr-o anumită distanță, cred că ea există în continuare. Dar nu trebuie să reprezinte o piedică. Până la urmă, nu doar elevul învață, o mai spuneam și altădată, învață și profesorul. Dacă pornim de la această idee, atunci lecția, oricare ar fi ea, va fi una de succes. Profesorul învață întotdeauna? Spuneați. Învață. Profesorul învață. Învață. Are ce învăța de la elevi? Are ce să învețe. Nu vorbim aici despre elementele cognitive, nu vorbim aici despre elementele teoretice, dar învață cu siguranță, pentru că, spuneam, omul cât trăiește învață și atunci învățarea aceasta este una permanentă, ne întovărășește în tot ce facem. Sigur că învățăm de la elevi. Învățăm să fim mai atenți, să fim mai receptivi, învățăm poate să fim mai sensibili, învățăm să ne reordonăm strategia didactică până la urmă. Ați amintit de strategie didactică și auzim cu toții, toți telespectatorii, aud de birocrație, de câte hârtii se fac și cât de greu este pentru un profesor să țină pasul cu toate hârtiile actualizate. Este cu adevărat dificil, este o latură cronofagă și energofagă a activității noastre. Până la urmă este necesar să avem și un portofoliu profesional. Depinde de fiecare cadru didactic, ce înțelege prin acest portofoliu profesional, ce viziune are, dar orice activitate, spuneam, trebuie întovărășită și de astfel de documente. Dacă stăm să ne gândim, cred că rigoarea ar trebui
să existe în tot ce facem. Și atunci se impune pentru orice activitate o diagnoză, se impune pentru orice activitate un proiect foarte bine gândit, se impune pentru orice activitate și un plan remedial, se impune și o analiză, de aici necesitatea acestor documente pe care trebuie să le întocmim. Dar cele mai importante documente școlare, în opinia mea, rămân cele de la începutul anului școlar, când cadrul didactic își planifică materia în funcție de nevoile reale de învățare ale clasei și, evident, ținând cont de toate reglementările în vigoare. E drept, aici trebuie să se adapteze profesorul în funcție de clasă și de nevoile și de capacitatea. Profesorul trebuie să respecte programa școlară, profesorul trebuie să respecte toate metodologiile care sunt de actualitate, însă are libertatea de a gestiona procesul acela de predare, învățare, evaluare, atât în funcție de priceperea proprie, cât și în funcție de nevoile elevilor. Și aici insist că pe primul plan ar trebui să existe acele nevoi reale ale elevilor. Dacă pornim de la clasă, atunci vom ști cum să predăm, vom ști ce abordare ar fi mai potrivită clasei, așa încât o știm cu toții, o lecție diferă de la o clasă la alta, chiar dacă subiectul rămâne același. O lecție diferă de la o clasă la alta, chiar dacă ne-am propus în proiectul didactic să utilizăm aceleași metode. Este nevoie de tact pedagogic pentru ca chiar atunci, în timpul lecției, să poți reconfigura tot demersul în funcție de ceea ce se întâmplă în clasă. Urmăriți să creșteți promovabilitatea, procentul Sigur. De la bacalaureat? Sigur. Ne dorim ca toate celelalte unități școlare să marcăm progres și progresul se cuantifică și prin acest grad de promovare la examenul național de bacalaureat. Să nu e singura variantă. Să nu e singurul mod de a... Bineînțeles, tocmai ce spuneam, sunt atâtea proiecte prin care încercăm să încurajăm pe elevi să se implice activ în tot ceea ce înseamnă școală, educație, viața comunității. Nu mai departe, un alt proiect pe care mi-aș dori să-l amintesc ar fi legat de societatea civilă și de importanța ONG-urilor. Am constatat că elevii nu prea știu în ce constă atitudinea corectă, civică, a omului și atunci împreună cu Fundația Corona din Iași, printr-un proiect finanțat de Fondul ONG România, încercăm să derulăm o campanie de informare și de conștientizare a tinerilor cu privire la importanța societății civile și au loc niște seminarii, câteva seminarii atât în unitatea noastră școlară, cât și în școala gimnazială Carmen Silva din Horia, cu care suntem parteneri. În ultima perioadă, numărul proiectelor europene, să spunem, cu fonduri europene în școli, a crescut. E adevărat? E adevărat și consider că reprezintă o oportunitate demnă de luat în seamă. Noi tocmai am încheiat în acest an, în septembrie chiar, un proiect cu finanțare europeană, un proiect multilateral Comenius, despre care am vorbit și altă dată. Ne propunem să lansăm un alt proiect, pentru că tocmai a fost deschisă o altă linie de finanțare. Între timp ne alăturăm unor proiecte mai mici, fie că au finanțare europeană, fie că nu au, fie că sunt cu autofinanțare, așa încât să putem răspunde tuturor preocupărilor și tuturor nevoilor elevilor noștri. Crește entuziasmul elevilor? Îi motivează? Crește, îi motivează, se schimbă ceva chiar în mentalitatea acestora. Dacă este să vorbim despre proiectele europene, e adevărat că nu toți elevii pot participa, dar ei sunt atent selectați în funcție de niște criterii vizibile și recunoscibile pentru toată lumea, dar acei elevi care au participat în tot felul de mobilități și au avut ocazia de a cunoaște altfel o cultură europeană, o civilizație europeană, au venit schimbați, au mărturisit că mobilitatea l-a prins foarte bine, pentru că limba engleză se vorbește într-un fel în România, limba engleză se vorbește în alt fel în Lituania, să spunem, și în alt mod în Anglia. Deci da, au venit schimbați, sunt foarte receptivi atunci când este vorba despre astfel de deplasări, despre astfel de proiecte. Colegiul tehnic Roncostin a fost coordonatorul, dacă îmi amintesc bine, un astfel de proiect, un proiect destul de important pe termen lung. Care a fost impactul acelui proiect? O picătură de apă, o picătură de... O picătură de viață. De viață. Da, a fost un proiect foarte frumos, spuneam că tocmai s-a încheiat. Impactul consider că este destul de mare, pentru că s-a schimbat ceva în comportamentul elevilor și tind să cred că și în comportamentul familiilor. Până la urmă asta ne-am propus să îi învățăm despre educația durabilă, ne-am propus să le arătăm cât de importantă este conduita ecologică. Și atunci am remarcat și la nivelul unității școlare
am monitorizat atent consumul de apă, spre exemplu, am monitorizat cu maximă atenție felul în care ei reciclează, am colectat destul de multe kilograme de hârtie, spre exemplu, în ultima perioadă. Mă gândesc că astfel putem noi cuantifica impactul și ne-am dat seama că acest proiect a fost important, a schimbat ceva și dacă elevii și-au schimbat conduita, ei merg în societate, merg în familie, merg în cercurile de prieteni și atunci cred că impactul va crește în perioada următoare. Care ar fi o problemă, să spunem, actuală? Lipsa elevilor reprezintă o problemă? Sunt din ce în ce mai puțini elevi? Sunt din ce în ce mai puțini elevi, nu putem noi controla acest aspect, dar elevii care sunt foarte buni, trebuie să lucrăm cu ei. Nu cred că populația școlară reprezintă cea mai mare îngrijorare, e adevărat, este în scădere, dar noi ne desfășurăm activitatea cât putem de bine cu elevii pe care îi avem. În foarte multe școli au fost reduse posturile de directori adjunți, tocmai din acest motiv sau din această cauză? Este și acest aspect o cauză. Ne numărăm printre acele școli în care numărul posturilor de director adjunct a fost diminuat. Prin urmare, de la 1 septembrie nu avem decât un post de director adjunct. E adevărat că o cauză o reprezintă populația școlară în scădere. Sigur, școala nu poate să facă demersuri concrete în acest sens, însă trebuie să se adapteze și aici mă gândesc că e o diferență de atmosferă, de mediu, nu? Cum era în urmă cu câțiva ani, cum este astăzi. Deci nu o considerați o problemă. Numărul elevilor, deocamdată nu este o problemă majoră, reprezintă o problemă, se află în atenția noastră, am gândit deja o strategie de promovare a unității școlare, a imaginii unității școlare, așa încât să ne atragem mai mulți elevi. Dar cu această problemă ne confruntăm cu toții, nu doar școala noastră, evident, ci toate unitățile evident. Școlare și atunci cred că va fi un concurs. Ca fiecare școală aveți un profil cel mai căutat, să spunem, preferat în rândul elevilor. Puteți să-l numiți? Puteți să spuneți că acel profil este cel mai căutat? Dacă vorbim despre învățământul liceal, rămânem cu profilul servicii în continuare pe prima treaptă. Dacă vorbim despre învățământul profesional, admiterea este din ce în ce mai dificilă pentru cei care optează pentru mecanică. Aveți și un nou autoturism la școala de șoferi, am văzut. E adevărat. E și aceasta o bucurie. Avem un nou autoturism, așa încât elevii din învățământul profesional pot parcurge acea etapă de conducere auto în condiții optime. Când a fost achiziționat? Când a fost achiziționat, înainte de 1 septembrie 2015. Noi ne ocupăm de partea cealaltă, însemnând anvelopare, spre exemplu, adică investiția continuă, chiar dacă autoturismul este foarte nou, pentru că ne dorim, spuneam, să existe cele mai bune condiții pentru elevii noștri. E o facilitate. Sunteți singura școală care oferă această facilitate, să spunem. Elevii învață. E adevărat și ne dorim să fie din ce în ce mai mulți elevi care să poată beneficia de această facilitate. Pe de altă parte, suntem și singura școală cu sala de sport renovată, cea care se află în celălalt corp. Mă gândesc că fiecare unitate școlară, până la urmă, are o anumită ofertă. Dacă e să ne lăudăm, noi putem să ne lăudăm cu mai multe lucruri, dar așteptăm ca laudele să le aducă familiile elevilor. Ați amintit încă de la început de latura sportivă și de faptul că aveți o echipă de fotbal feminin. Și sigur, aici contribuția domnului profesor Adelin Tălmăcel o cunoaștem, însă aș vrea să vă întreb dumneavoastră cum le vedeți pe fete. Vă așteptați ca un număr atât de mare să se implice, să intre pe terenul de fotbal? Da, personal mă așteptam. Am fost dirigintă la o clasă din care două eleve au făcut parte din această echipă. O elevă continuă să facă parte și chiar am remarcat o anumită rigoare în comportamentul ei. Sunt convinsă că se datorează și activității sportive în care este implicată. Ne bucurăm întotdeauna de fotbalistele noastre. Ne-am bucurat și de Ziua Educației, ne-am bucurat și la deschiderea anului școlar. Le admirăm pentru tot ceea ce fac și le suntem aproape atât cât putem. Spuneam că deja au obținut o victorie, au marcat, din păcate, în portofoliul lor și o înfrângere, dar le-am văzut cu fruntea sus, așa cum le învățăm în permanență, să fie demne, să fie drepte și să învețe din orice.
rămâne sportul preferat de elevi sau activitățile sportive sunt preferate? Sunt activitățile sportive preferate de către elevi și dacă este să vorbim despre sport, aș aminti nu doar această echipă de fotbal cu care ne mândrim evident, dar și eforturile celorlalți profesori. Avem și o echipă de majorete care încetul cu încetul este resuscitată. Am mai avut majorete și în alți ani școlari. Elevii sunt foarte implicați și în echipa de handbal, așa încât încercăm să cultivăm cu adevărat o minte sănătoasă într-un trup sănătos. Ce vă doriți de acum? Ce planuri aveți până la sfârșitul anului? Sigur, mai e cale lungă, să spunem. Până la sfârșitul anului calendaristic, deja mi se pare calea foarte lungă. Dacă vorbim despre anul școlar... Calendaristic e puțin, eu mă refer la anul școlar. Și totuși e mult, pentru că fiecare zi ne aduce ceva nou. Planuri sunt foarte multe și ele țin în general de această echipă. Interesul meu îl reprezintă întâi de toate beneficiarul prim al educației, elevul, dar îmi dau seama că elevul poate fi ajutat numai în măsura în care există colaborare optimă cu cadrul didactic. Prin urmare, planurile mele spre această echipă se îndreaptă. Mi-aș dori să o consolidez, mi-aș dori să găsim cele mai bune strategii și metode prin care să colaborăm și să aducem succes în tot ceea ce facem. Vă doriți un proiect anume, aducerea sau... știu eu, găsirea unui anumit proiect care să se plieze pe un anumit tip de elevi. Intenții sunt în acest sens. Spuneam că dacă tocmai am încheiat un proiect cu finanțare europeană, ne dorim ca această echipă care se ocupă de proiectele europene să aibă un nou succes și să deschidă un alt proiect, multilateral sau bilateral, un proiect Erasmus. Dacă ne ajută Dumnezeu și dacă găsim răgazul necesar, poate și creativitatea necesară, atunci vom avea un nou proiect cu finanțare europeană. Cum se obține acest proiect pe scurt? Pentru că mă gândesc, sunt telespectatori care poate... nu știu acest lucru, nu? Și atunci sunt câteva etape. Sigur, sunt chiar mai multe etape. Este vorba despre munca unei întregi echipe, chiar dacă într-o aplicație se trece numele unui singur coordonator, în spatele coordonatorului stă munca unei întregi echipe. Munca unei întregi echipe, spuneam. O echipă care lucrează foarte mult. Este vorba nu despre o oră de muncă, ci este vorba despre săptămâni întregi în care se gândește strategia, se gândește tema, se gândește subiectul, se gândesc metodele, se completează o aplicație care este evaluată la nivel național. Aplicațiile respective sunt sprijinite de câteva ghiduri pe care Agenția Națională le poate furniza, însă cea mai dificilă parte, cred, este să fie corect estimat impactul, să fie corect gestionat bugetul proiectat, iar după scrierea aplicației, după selectarea acesteia, urmează partea cu adevărat dificilă, pentru că trebuie proiectul implementat cu maximă responsabilitate, urmărit cu atenție fiecare detaliu din aplicație și de fiecare dată trebuie diseminată activitatea respectivă. Așadar, etapele proiectului nu se încheie nici măcar când proiectul este finalizat. Urmează partea de sustenabilitate, cel puțin câțiva ani. Fiecare proiect trebuie să-și demonstreze această sustenabilitate prin continuarea unor activități. Fie că sunt activități de informare, de conștientizare, fie că sunt activități prin care, să spunem, participăm în continuare la anumite simpozioane, conferințe în mediul virtual sau chiar în fapt deplasându-ne în alte țări. Destul de dificil totuși. Da, dar banii și frumos. Banii europeni sunt destul de, cum să spunem, facil, nu ușor de atras, poate, sau avem această șansă, însă sunt foarte bine controlați și evoluția proiectului e foarte bine urmărită și după ce el se încheie. Sigur, monitorizarea este foarte atentă, atât din partea echipei de proiect, cât și din partea instituțiilor abilitate în acest sens. Suntem monitorizați de Inspectoratul Școlar Județean, suntem monitorizați de Agenția Națională. Dar șanse să obțineți un alt proiect sunt. Sunt șanse, reale. Noi credem în această șansă și dorim succes celor care lucrează în această echipă și desigur tuturor echipelor care se angajează la un astfel de demers. Și eu vă doresc mult succes în activitate. Sperăm să aveți parte de cât mai multe astfel de proiecte, fie cu fonduri europene, fie fără fonduri europene. Important e ca elevul să învețe, să își deprindă poate o abilitate, să își dea seama dacă sunt buni spre un anumit domeniu, pentru că aici poate întâmpinăm dificultăți. Când se orientează mai departe în carieră, când dorește să facă ceva, să... De aceea ne și dorim să implicăm în diverse activități, tocmai pentru a le descoperi și valoriza potențialul, pentru a-i orienta
orienta în carieră așa cum se cuvine. Vă mulțumesc tare mult pentru acest interviu și sperăm să ne primiți în acest an școlar și pentru un alt interviu cu aceeași deschidere și cu aceeași generozitate. Oricând, cu mare drag. Vă mulțumim noi. Vă mulțumim tare mult. O seară frumoasă să aveți. La revedere!